1349 de elevi vor obține nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină. Un ordin în acest sens a fost semnat de Ministrul Educației. Potrivit documentului, nota maximă va fi acordată tuturor elevilor care au obținut certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine. O elevă care a reușit această performanță este Mădălina Zbârnea de la Liceul Teoretic Boris Cazacu din Nisporeni. Tânăra de 19 ani spune că a studiat intensiv limba lui Balzac la Alianța Franceză din raionul Nisporeni. În luna februarie, ea a susținut cu brio examenul DELF 2 și a obținut o diplomă care recunoaște studiile în Europa. Anume, acest document o scutește de BAC la limba franceză. Ca să treci examenul, trebuie să ai mai mult de 50 de puncte din 100. Eu am primit 74,5. Înseamnă că am fost scutită de examen de bacalaureat. L-au mai susținut și mulți colegi de-a mele. E un examen care alții l-au trecut, alții nu. Tânăra spune că a muncit mult pentru această performanță. În ultimii 2 ani, Mădălina a participat la Olimpiada Raională la limba franceză, unde a luat locul 2. Am fost și în Franța, în clasa 9. Am făcut un schimb de experiență timp de 2 săptămâni într-un tătuc din Franța. După aia fusesem și o zi la Paris, tot în acest program a fost inclus. Mădălina spune că după ce va obține diploma de BAC, va aplica la studii universitare peste hotare. După ce o să fac universitatea, fie aici, fie în România, o să mă duc să lucrez în Belgia, deoarece acolo sunt părinții mei, adică o să încerc să-mi caut un post de muncă acolo. O să încerc să depun la mai multe universități în Iași, în Cluj-Napoca. În 13 mai, la propunerea Ministerului Educației, guvernul a aprobat o hotărâre privind anularea examenului de BAC din acest an din cauza pandemiei, însă proiectul urmează a fi dezbătut în Parlament. Astfel, probele de la bacalaureat vor fi susținute în baza mediilor anuale de la clasele a 10-a a 12-a. Anul trecut au fost 1008 absolvenți cu nota 10 din oficiu la limba străină, în 2018 785, iar în 2017 637 de tineri. Potrivit Ministerului Educației, creșterea numărului elevilor cu performanțe deosebite la nivel internațional denotă interesul sporit față de cunoașterea limbilor străine.